Peste 1500 de persoane au solicitat în ultimii 4 ani locuri de muncă în străinătate prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani. În perioada 1 ianuarie-30 octombrie 2019, aproape 90 de oameni din Botoșani au solicitat un loc de muncă în statele membre ale Uniunii Europene. Dintre aceștia, doar 3 au avut studii universitare și 24 studii liceale sau post-liceale, restul fiind absolvenți de studii primare, gimnaziale sau profesionale. Anul trecut, 350 de persoane au dorit să plece în spațiul european pentru a se angaja prin intermediul AJFM Botoșani.